Salut, dragi prieteni, este din nou Miercurea, Podiumul Turistului. Suntem în mijlocul Codrilor, suntem la una dintre cele mai renumite mănăstiri care fac în Moldova, este Mănăstirea Hâncă. Intrăm înăuntru și vedem ce găsim ceva interesant. Deci ne aflăm la Mănăstirea Hâncu, care și are rădăcinile din secolul 7 al 17-lea și a fost fondată de către un boier, a cărei familie era Hâncu, da, și a cărui nume îl duce până acum. Una dintre legende spune că această mănăstire a fost fondată anume la cererea fiicei acestui boier, pentru că pe timpuri s-a întâmplat cu fiica boierului în nenorocire, a fost urmărită de către tătari și a fugit în Codri. Și iată, anume ei în vis i-a apărut Sfânta Parascheva, care i-a arătat o videnie, în videnie o peștere unde ea s-a ascuns și a scăpat de acești tătari. Și iată, i-a venit și a cerut tatălui să-i să construiască un lăcaș sfânt și se zice că ea mai târziu s-a călugărit și a luat numele de Parascheva și a trăit la această mănăstire. Dacă să vorbim din punct de vedere ca meșter în construcție, cum sunt eu, mănăstirea asta nu e foarte mare, cred că un bloc locativ cu vreo 7 etaje, muncă enormă a fost depusă, este nu foarte mare, grandoarea ei, nu știu cum să o transmit la cameră ca să vedeți, se merită măcar de venit de o văzut pe dinsă. E mai mare ca catedrala noastră care este. E frumos aici? Foarte frumos. A cui casa asta? Casa cu păstârcule, să nu știu cum. Este casa cu păstârcule. Asta e cea mai mare biserică pe care am văzut-o eu vreodată și îmi imaginez că atunci când și interiorul ei va fi finalizat, va arăta extraordinar. Prima biserică de piatră a fost ridicată aici în anul 1835 și ea a fost ridicată pe locul celei de lemn și are același hram cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pe parcursul primei sale sute de ani, da, ca de existență, această mănăstire de maici a fost deseori cotropită, de fapt devastată de către tătari, atât biserica cât și chiriile, și aproape peste 100, de fapt peste 100 și ceva de ani, vine la putere un alt stareț care construiește câteva chilii pentru bărbați și mănăstirea devine, de fapt, deja una de bărbați și mai construiește pe teritoriul acestei mănăstiri o altă biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului. În anul 1949 mănăstirea a fost închisă, iar în anii 1960-1980 aici pe teritoriul monastic, complexului monastic, a fost deschis sanatoriu pentru cei care bolesc cu boli pulmonare, care purta denumirea sau numele Codri. În aceeași perioadă, biserica de vară a fost transformată într-un club pentru studenți.